Cele trei mame care au bătut un elev într-o școală din Constanța, nemulțumite că acesta le-a agresat copiii, au fost reținute. Femeile cu vârste între 29 și 37 de ani sunt acuzate de lovire, alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Incidentul a avut loc luni după amiază pe holurile unității de învățământ. Mamele au intrat în școală pe motiv că vor să depună o reclamație împotriva elevului. Conducerea școlii spune că acest băiat este un elev problemă, fiind lăsat corigent și repetent de mai multe ori după ce a provocat incidente în școală. Întregul scandal a fost filmat de elevi.